Cele cinci mari confederații sindicale naționale, CNS Cartel Alfa, CSDR, BNS, CNSRL Frăția și CNS Meridian și trei dintre marile structuri patronale, Uniunea Generală a Industriașilor din România, Confederația Patronală din Industria României și Confederația Patronală a Industriașilor, Serviciilor și Comerțului, au parafat un protocol cu Uniunea Social-Liberală, reprezentată de președinții PSD și PNL Victor Ponta și Crin Antonescu, pentru susținerea reciprocă a modificării legislației muncii și a legislației economice. Potrivit liderilor CNS Cartel Alfa Dâmbovița, aceste două legislații și în principal codul muncii, în forma în care guvernul vrea să îl promoveze prin asumarea răspunderii, aduce salariatul în situația de sclav al patronilor. De aceea, sindicatele și patronatele au luat decizia de a realiza o înțelegere cu Uniunea Social-Liberală pentru ca în comun să susțină ceea ce este mai bine pentru angajatul român, respectiv să oprească un cod al muncii care nu face altceva decât să ofere patronilor mai multe instrumente de flexi-exploatare decât aveau nevoie. Protocolul stabilește că Uniunea Social-Liberală va prelua propunerile comune ale organizațiilor sindicale și patronale semnatare cu privire la legislația muncii, respectiv legea patronatelor, legea sindicatelor, legea negocierilor colective, codul muncii și legislația economică pentru a le promova ca inițiative legislative în Parlament, prin intermediul parlamentarilor proprii. De asemenea, Uniunea Social-Liberală va promova și va susține o moțiune de cenzură împotriva guvernului Boc, în cazul în care acesta își va asuma răspunderea asupra proiectului de modificare a codului muncii, fără acordul și implicarea organizațiilor sindicale și patronale semnatare ale protocolului. Pe de altă parte, organizațiile sindicale și patronale semnatare ale protocolului vor susține prin activități specifice acțiunile Uniunii Social-Liberale pentru reușita demersurilor parlamentare privind promovarea modificărilor la legislațiile muncii și economice. USL a luat măsura de a semna un acord cu sindicatele și patronatele. Faptul că în acest moment guvernul și-a asumat răspunderea bazându-se pe ideea care este falsă, că nu avem coduri de, nu avem locuri de muncă și de aceea trebuie să încheiem sau să introducem acest nou cod al muncii, trebuie spus că a făcut Uniunea Social-Liberală să ia o astfel de măsură și să aibă o discuție cu sindicatele și cu cei care sunt implicați, și cu sindicatele și cu angajatorii, cu cei care sunt implicați în activitatea economică în România. Trebuie spus că de 2 ani guvernul concediază în continuu sute de mii de oameni. În timpul guvernării Boc, în ultimii 2 ani, s-au pierdut 637 de mii de locuri de muncă. Guvernul nu ajută deloc mediul economic să preia din șomer și să mărească numărul de contributori. În plus, acordul cu Fondul Monetar Internațional aduce și mai mult șomaj, iar programul guvernului nu ajută nici bugetul, nici economia. Uniunea Social-Liberală dorește să reînvie dialogul social. Am semnat un acord cu sindicatele și patronatele, iar acest lucru arată clar că ceea ce face și propune opoziția are o bază socială. Trebuie spus că în acest acord venim cu o serie de soluții pentru crearea de noi locuri de muncă. Și citesc aici în sinteză principalele soluții prezentate în acest acord: deblocarea posturilor pentru tinerii absolvenți, reducerea graduală a contribuției la asigurări sociale cu 10% începând din 2011, scutiri de taxă pentru noi angajări, zero contribuții pentru noi locuri de muncă pentru o perioadă de 2 ani, creșterea salariului minim la 750 de RON, plata datoriilor statului către firmele private, datoriile mai vechi de 60 de zile vor fi plătite sau compensate, TVA-ul de plătit la încasare și nu la facturare, transformarea vârstei de pensionare din obligație în drept, rambursarea TVA pentru proiectele finanțate din fonduri europene, imediat după aprobarea cererii și nu la final, deblocarea absorției de fonduri europene, fiindcă proiectele, și dau aici un exemplu, proiectele tip POSDRU, pot deveni unul din cei mai mari angajatori pe care i-a avut România în ultima perioadă. Sunt bani europeni pe această axă și sunt foarte mulți cei care pot beneficia de acești bani.